șeful la bani, șeful la SUV-uri, cel mai tare jeepan BMW X7. Așa să fie sau să nu fie? Asta e întrebarea la care răspundem astăzi. Noul BMW X7, facelift, life cycle, impulse, tot ce vrei pe el. Aproape, vedem. 138.000 de euro, da? La cameră domnul Automaster Șef Mihai Popescu, în dreapta domnul Robert Preda să ne spună tot ce știe el despre cât de bine sunt făcute BMW-urile, fan BMW, da? De asta și-a luat Audi. Da. Da? Și nu uitați, dacă aveți nevoie de o mașină pentru un weekend, un city break sau orice, intrați pe mașinilacheie.ro, de unde puteți închiria mașini 100% online de la proprietari verificați din toată România. Sau dacă ai o firmă de rentăcar și vrei să-ți crești vânzările sau să ai tot managementul firmei într-un singur loc, ei bine, atunci dă-le mesaj băieților de la mașinilacheie.ro, mi-a plecat Volkswagen-ul, pentru că ei susțin canalul și sunt băieți buni, așa cum și voi susțineți canalele voastre preferate pentru like, share și subscribe. Stai! Gata. Acum că s-a terminat nu momentul de mașină cu Lucii Popa, începe mașină cu Lucii Popa, hai. Acum că s-a terminat momentul de laudă, Bogdane, nu te-ai bucat asta, treci bă la mașina aici. Hai, spune repede ce știi despre mașina asta. Bă, ce... Bă, repede, Popa, hai. Hai, mă, unde mă grăbești așa? Ho, s-o luăm. Da. 138.000 de euro, da? Ce știi să faci de banii ăștia? Mașinile când sunt noi, aburele. Bă, asta e o mașină care te aburește bine, să știi. Te aburește bine. Dar condensul în faruri e specific mașinilor cât de cât mai noi așa. Nu mai avem lasere. Domnul Preda, ia joacă-te, domnule, la lumini un pic, să vedem ce lumină are mașina ia asta. Ia și cheia. Dacă... Că trebuie să te joci la ele. Ia și cheia. Da. Ia uite ce cheie, să mă așteptam să fie mai mare decât aia cu display. Da, nu, mai, nu se mai pun chei cu display. Serios? Adio chei cu display, adio farul cu laser. Ia uite, domnule, cât de finuțe. Pa, frumos, pac. De aici clasunează. Nu clasunează. Tu ăla e un buton programabil. Așa. Se pun Matrix LED-uri acum. Da, pentru câte că... echipări de faruri sunt în X7 oare? Unul singur? Matrix LED. Atât. La fel ca la Sheptarul nou. Și sunt, știi, aici sunt luminile de zi și semnalizările. Poți să oprești și avariile dacă vrei. Și aici avem farurile Matrix LED pe care scrie BMW. Nu mai scrie BMW Laser, știi? Și vine unul cu un X7 pre-facelift cu lasere și zice, oh, săracule, n-ai avut bani de lasere. Dar nu se mai pun. Da? Nu se mai pun. X-Drive 40D. Și auzim ronțăitul de diesel. X-Drive 40D. Bă, dar ce ronțăit subțire, Popa. Același B57, acum este mild hybrid, mai are 12 cai, 200 de Nm în plus, dar nu se adună aritmetic, deși BMW a făcut o greșeală. Pe configurator este o chestie. Le adună aritmetic, la benzină nu le adună și la diesel le adună. Robi, semnalizare, are modelul ăsta. Are. Care pulsează și în față și în spate. Deci nu înțeleg de ce le adună aritmetic. Dar în general, țineți minte, 340 de cai putere, undeva la 680 Nm, dacă nu mă înșel. Cam așa. În total. Grilă mare. Mare, tati, mare. Mare, exact. E cât capul meu. Jumătate de grilă. Activă, aerodinamică, camere 360 de grade, emblema BMW M. Deci asta, sigla asta nouă, Popa. Da. Deci dacă, nu știu, la mașina, mașina e bestială. Da. Dar sigla e bombă. Deci sigla este bombă. Dacă vrei să o pui 102 euro. Eu trebuie să-mi iau și 7 cu sigla nouă. Și 7 cu sigla nouă. Să-mi ia să faci de 7, că 200 și ceva de lei una. 102 euro, doar sigla. 102 euro, doar sigla. Doar da? Sigla? Doar sigla, da. Și se fură la fel ca și cea veche. Posibil, vedem. Oricum, nu știu cu care e mai frumoasă. Pre-facelift sau facelift. Mie îmi place mai mult facelift, cu toate că la Sheptar, sistemul ăsta de faruri, e un pic... Ia hai și la triple. E un pic ciudat. Și vezi că farurile sunt băgate în caroserie, nu sunt la nivel cu caroseria, vezi? La Sheptar la fel. Nu știu dacă are legătură cu... Hai în spate, hai în spate că e de văzut. Domnul Preda, lasă luminile pornite, dă-i ceață, dă-i semnalizare, spate, marșarier. Mașina este nouă, 40D. Hai, dă-i o semnalizare. Nu merge, vezi? A, pe spate merge, da. Merge. Tot așa pulsează, dar vezi? Ia, dă-i o semnalizare. Vezi? Toată partea asta, din roșu se face galben, inclusiv aici cu modelul ăsta, frumușel. BMW scrie frumos acolo. De apreciat că încă are eșapament la vedere. Păi, e diesel. Stai să vezi când o să apară X7. De fapt, X7 e X-ul, știi? Că și ăla e scump. Dacă vrei să o iei cheală, e vreo 98.000 de euro în România. Dacă vrei diesel, 99.000 de euro. Da, asta este... Bă, ia. Nu știu ce să zic, dar îmi place. Într-adevăr, sunt unele... Ia, vino Robin cu a. Oprește-o și vino cu a cu noi.
Are unele mici chestii pe la caroserie care nu-mi plac nici mie. Ia. O să le, când vine Robi, acum le arăt. Da, n-ai cum să nu-ți placă mașina asta. Deci, am impresia că BMW-urile astea noi se transformă într-un fel de Alfa Romeo. Știi, orice defecte ar avea, îți plac. Ce supărere aveți aici? Fii atent. A, știam, știu exact. Nu ajunge să umble la toate ăștia. Da, exact. Nu singura să... mașină pe care o văd, scuze că te tot întrerup. Nu mă întrerupi. Cu două de ăștia. Pe față-spate. Față-spate, da. Poți să tragi sau să fii tras. A, păi deci da. Se trage unul și îl tragi pe următorul ăla din spate. Ca trenul. Fii atent, ăsta ce mai fi? Dacă ați scoți ăsta, trebuie să dai marginile ăștia jos. Da, trebuie să le dai jos. Uite așa. Da. Peste așa? Nu, că nu... Te duci cu asta. Păi sunt curios și asta. Unde se montează? Printre ele? Separă ceva? Da, cred că printre ele. Ia, una, două. E, bă. Da, uite câtă tablă acolo. Câtă gaură e acolo. Câtă gaură e acolo. Și asta pentru ce? E... Eu de unde știu? Vedem acum. Un despărțitor. Vine aici. Da, vine acolo. Asta micu, bă, fii atent. Da, bă, uite. Vine cam așa. Dacă ai scaunele... Da, cum? Nu, mai sus. Ia. A, stai mă, că arăt asta. Mai sus. Uite așa. X7, scrie pe ea frumos. Da, bă. Dar cred că nu vine așa. Ba, da. Așa vine. Cam așa vine, da. Trebuie să intre să clipsezi acolo în spate. Da. Ia, două, una, două, gata. Gata. Și asta care așa. Asta? Și asta de aici? Să nu vadă lumea. Deci dacă... Nu. Aia se scoate. Opa, aia scoți, și scoți, scoți scaunele, scoți, deci ridici scaunele, scoți da. Aia și ai a doua copertină pentru mod 7 locuri. Asta da. Este. Da? Asta cumva mai e moarte din sunete, dacă sau bagul ceva la de genul. Bagul la loc. Ei, știi care e chestia la mașina asta? X7-ul ăsta are o opțiune pe care nu o să o mai vezi la alte X7-uri. O să o mai vezi, dar nu știu cât o să iau, o să configurezi opțiunea. Roata de rezervă. Întrebare e, unde dracu e? Sub mașină. Păi nu e, că m-am uitat. Uite, desfaci asta de aici, o dată, două, și pare că se ia asta. Ia uite roata, ești nebun la cap. Ia uite-o, mă. De mare. Roata deci, ascultați-mă, o femeie nu va putea să facă niciodată pană la mașina asta singură, dacă a rămas undeva. Niciodată. Chiar și foarte mulți bărbați. Mă așteptam la niște prinderi mai... Să facă pana sau să facă roata? Să facă, să schimbe roata. Da. Niciodată. Crede-mă, la cât e de complicat și de umbla pe aici, niciodată. Bun. Ia uite, bă, fii atent cât asta are de mare aici. Păi, și în stânga e mai mare. Nu e foarte groasă, dar ia uite și mare încă una. Păi cum să mă audă una asta? Da. Da, e super antifonată. Uite priza de 12V ce bine e ascunsă. Unde? Asta? Da. Așa. Puma? Da. Uite, mă așteptam să dea de aici încolo. Da, ia fii atent. Da. Tu ai putea să ajungi acum, de exemplu, să tragi rulou. Dacă închide ăsta, deci... Nici dacă îl închide. Stai, bă, că n-ajunge. Păi, dar nu, n-ajung, normal că n-ajung. Stai, 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 stai un pic. Că vreau să văd dacă e cineva pe, dacă e ceva pe scaunul din... Da. Stai un pic să le iau eu de aici, să le punem în față. Da? Și acum... Dacă vrei să scoți scaunul ăștia, sigur va trebui să dai jos, că nu vine ea singură de acolo. Fii atent aici. Ia, bă. Să duce scaunul din față. În față? Da, să duce scaunul din față în față. Așa. Și uite. Așa. Ca să nu lovească scaunul din față. Ce spune? 100 cât e, bă? 138.000. Aia spune. Aia spune. Da. Aia spune. Ei, dacă luăm uite, copertina mare și tragem de astea, două de aici, se ridică electric și scaunele de pe rândul 3. Ia, o să văd dacă mă stai puțin. Bă, domnul Preda, ce faci? E electric și aici e butonul, pentru că nu e acolo. Așa. De lăsare a suspensiei, știi? Dacă vrei, ba da, ăla e. Și ăsta ce-ți mai arată, Max? Max bagaje, nu știu exact ce e. Ăla se lasă jos. Sau se ridică. Nu, asta Max bagaje, știi ce face? Face nu, ăsta doboară toate scaunele, toate 5. Ăsta, Max bagaje, doboară toate 5. Avem plasticele ăștia două care nu știu de unde sunt. Ăsta împinge încolo. Așa. Și ia. Ia, vrei să le ridicăm? Hai să le ridicăm. Dar trebuie să le punem pe astea în față. Eu nu știu de ce, dar îmi place mașina asta și aș vrea să știu dinainte cam ce opțiune are și cam ce face. Tu nu știi, într-o zi... N-are perdeluțe pentru că erau 820 de euro. Perdeluțe în spate. N-ai nevoie că mai pui un rând de folie peste. Ia vezi, domnule. Ălea se dusă încolo. Și astea vin așa cum. Ba... Da? Da. Ia. Impresionant. Stai, 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 că... stai. A, poți să le reglezi tu cât vrei. Mișto așa. Ok. Dacă ai pe unul de așa de nu ți-e... Acum, le ridicăm și pe astea. Fii atent că astea se dau în față ca să aibă loc scaunele din... Vezi? Ca să revină, să se ridice cele ultimul rând de scaune. Da, mă, știi, au dat cu mâna. Și acum Max bagaje, da? Ia fii atent, Max bagaje, n-ați mai văzut așa ceva în viața voastră. Este un pic. Ăștia le dai tu cu mâna
Și acum trebuie să cadă ele singure. Max bagaje, fii atât aici. Și acum se face pat toată. Se face dreaptă. Bă, e interesant, e impresionantă, dar când va avea 5 ani, 7 ani, 8 ani și va fi în continuare bateria sau bateriile mașinii, dacă are două, te-ai jucat de două ori la chestia asta. Uite, și scaunele revin sufletul în poziția lor. Deci cam așa e, o luăm din spate, știi, în față. Popa, nu cumva, da, nu. N-ar trebui oare și șezutul să se ducă în față de tot? Nu. Șezutul se pune exact în poziția în care... Hai, dă-le înapoi. Bun, astea le punem una la loc. Punem și copertina și lăsăm totul cum era. Până una alta mă întind, eu să dau cu asta. Dar adevărul e că dacă ești... Luci Popa? N-ajungi. N-ajungi. Da. Și dacă ai haionul deschis și în partea de jos, atunci la revedere, nu mai ai ce Popa, să dar fie atât aici întrebare. Câte SUV-uri europene mai au 7 locuri și sunt de clasa asta atât de mare? Nou Range Rover. Pentru că mie mașina asta îmi spune un lucru. Piața americană. Mașina asta concurează cu Lincoln. Cu Escalade. Cu Escalade. Nu este European style. Nu. Mare Range Rover-ul mare. Da. Așa. Ce sunt banchetele? Uite, la BMW nu avem săgeată. Nu, săgeată, da. Dacă apeși, ea e și sus, jos, sus, jos. Dar nu are săgeată în sus, săgeată în jos. Cam asta e. Da. Gurile de evacuare le-am arătat. Ia, asta e metal? Da. Trebuie să fie la bani, ăștia trebuie să fie metal. Da. E... Apropo, ce anvelope sunt pe ea chiar? Pirelli? Pirelli de fabrică, da. Ei care erau cu Conti? Fiecare cu ce vrea. 2, 8, 5, 4, 5, 21, poți să-i pui până la 23. Dacă vrei, poți să-i pui jante de 23. Ramflet. Astea sunt jantele care vin în standard pe pachetul M. Tu poți să le mai schimbi să-i pui alte jante de M, dar astea sunt jantele standard. Ramflet, evident, dar avem Ramflet cu roată de rezervă. Da? Că nu știu cât costă roata de rezervă, dar e oricum câteva sute de euro la BMW. Culoarea asta e superbă, verdele ăsta. Acum vine asta Ramflet cu roată de rezervă? Păi poți să-i pui roată de rezervă, dacă chiar vrei și faci pană. Mai bine să ai roată de rezervă, deși nu vei putea să o faci niciodată pană singur. Da. Dacă ești neexperimentat. Noi da, dar cineva neexperimentat, Robin, n-am nicio șansă. Deci, nu știe nici să desfacă ce e spate. Face cu mâna la unul care are noroc. Etriele trebuia să fie vopsite, dar a venit mașina cu ele nevopsite. Pentru că are sistemul de frânare M-Sport. Știi? Pe asta poți să spui și direcție pe spate, poți să spui și bare stabilizatoare active, știi, care costă mult, 1000 de euro. Păi cred că cea mai scumpă va să fie vreo 170-180. Cam așa și tot e mai ieftină decât cel mai ieftin Range Rover, știi? Poți să-ți iei și... Modele americane pot fi importate în Europa. Dacă vrei un Escalade sau Navigator sau... Plătești? Da, poți. Poți, nu? Poți, se face omologare după aceea specială. Ia trage capota. Pentru că... Bine... La bani și am așteptat să apeși pe un buton să sară capota singură. E nici chiar așa. Uite ce? Oho! Ia uite bă, ia! Zi mersi că poți să deschizi capota. Asta fii atent. Mai are vreo turbină electrică, ceva? De are firele ăștia... Are... E mild hybrid. Da, are în loc de alternator, are un starter generator pe 48V, știi? De asta e. Care îți dă 12 cai și 200 Nm în plus. Ei zic 350 de cai în total, dar tot 340 sunt, că nu se adună aritmetic. La benzină de ce nu se adună aritmetic? Că e același sistem. Avem filtrul de aer pe aici, băgat. Nu e foarte rău. Jos, lăsat motorul. Mamă, cât ce aici la turbine, te-a plâns. E aceeași cutie? ZDF-ul, 8HP, da. Turbine doar două. Nu mai mult de 8 viteze, nu? Nu. E bine. Apropo, nu mai scrie Twin Power Turbo pe capotă, știi? Pe capacul ăsta. Uite, vezi, și e tare, nu e ca la Volvo XC90 moale. Și place că avem o... De ce n-au pus sigla BMW DNA de 50 de ani? BMW M50, cum e pe capotă, pe de ce n-au pus-o? Păi asta e, nu se vede. Ei, nu se vede. Sunt curios și oficiul. N-am mai văzut ăștia chiar așa nou. Păi asta e ultimul, ultimul. Nu, ultimul, nu. Ultimul, da, mild hybrid, ultimul. Nu l-a scos nimeni. Nu. Păi, dar uite ce arțăvile ăștia. Da, ard? Pentru un diesel de gaz da. Destul de multă căldură. Unul iasă greu, unul ușor. De ce nu iasă toate patru la fel? Că nu trebuie să umbli tu la ea. Văd cât e de compact, ești nebun la cap. Da. Mamă, uite ce aici are. Deci, de e fix pe punte, știi? Fix, fix pe punte. Dar aici știi ce îmi spune mie? Îmi spune că... Ce auzi? Ai renunțat la buretele la foarte gros. Da. Când va avea ani și ceva rulaj, va fi mega, mega greu să o diagnostichezi. E dacă mega greu și acum să o diagnostichezi. Acum e nouă, nu are probleme acum. N-are cum să aibă. Dar, Doamne ferește. Dar la cei acolo, tati,
Asta e varianta cea mai lentă și face 100 în 5,9 secunde. 245 viteză maximă. Toate ca toate. Început vântul și se simte groapa de gunoi îngrozitor. Hai să ne plimb cu mașina asta top. Nu vrei tu lucrul ăsta. Vreau să stau un pic în spate. Ce mare temă. Da. Apropo, grila iluminată are? Da. Cum se aprinde? Ia vezi. Se aprinde automat noaptea. Mai tragem o dată. Mai tragem o dată. Cum se aprinde automat noaptea? Nu înțeleg. Nu ai buton de aprindere grila. Lasă farurile pe auto. Păi farurile sunt pe auto. Păi și pornește mașina. Sunt pe auto. Eu vreau să văd grila iluminată. Păi starter general pornește din alt sistem. Da, pornește. Păi da, e generatorul ăla care e destul de puternic și nu mai ai alternator. Nu mai ai electromotor, nu mai ai nimic. Ia ține puțin. Este că sunt curios de optic. E pe senzor de lumină, să știi. La... Uite mă că se aprinsă. Provere, popa. Păi un plac cum ajungește toată viața ta și păi da mă, da, e pe senzor că se aprind farurile pe auto. Uite, are două LED-uri aici. Uite, are mai multe decât alte mașini. Una, la alte BMW-uri erau mai puține. Hai să mergem, că hai urcă de la volan. Robin în dreapta, eu mă urc în spate, ne mai schimbăm pe parcurs. Sănătate, Doamne ajută. Îmi place, podeaua din spate e aproape plană. Aproape, aproape plană. Deci, mașina e încă în rodaj, nu depășim 3000 de ture. Păi, să nu depășești 3000 de ture. Nu depășești 3000 de ture. Dar știi ce putem face, nu? Ce? Să oprim filmarea. Hai, nu facem. Uite cum e căpăcelul ăsta, vezi? Poți să-l ridici manual. Bogdan, e film montaj, da? Cum? Apoi are arc. Da, are arc. Și se coboară singur. Da. Asta e maxim? Același volan M Sport. Acum au început să pună la M-urile care nu sunt M-uri, la M Performance, să pună volanul de M adevărat, cu cusături, cu tăietura acolo. Au, secundă asta trebuie să punem toți centurile, bravo! Dar tu cum zici, sistemul de ventilație. Da, uite, îl ai cu mânuța așa, țâță de mâță, așa zic eu. Așa zici? Da, țâță de mâță. De micuț. Da. Și uite, ai lumina ambientale, acolo. Bine, peste tot ai lumina ambientale, fii atent aici. Ia, da? Fii atent. Ia, fii atent, Mihai. Ia. Ce? Reglarea scaunului stânga spate limitată. Poți să reglezi scaunul în Robi. Da. Poți să reglezi și scaunul în Robi, poți să reglezi și bancheta din spate. Da, L2, uite, ia. Fii de aici. De unde sunt butoanele? Așa. Ia, lasă-mă. Păi de ce nu mă lași și mă faci tu cum vrei? Te las? Hai. Gata. Două memorii. Hai să-mi fac o scaună aici. Lumină pe aici, lumină pe aici. La asta trebuie să te uiți pe unde nu are lumină. Are lumină ambientală în plafon. Dom'le. Și poți să setezi tu culoarea. Au știut ce vor. De la viață. Ia uite ce mică e oglindă. Ba nu ai ce să-i reproșezi acestui producător. Și scaunele sunt top. Dar de ce au ăsta? Are LED? Galben. Nu, e LED, dar dă un cald. Cald. Cald, da. Păi mai plăcută lumina caldă. Alcantara pe plafon, mânere. Are în spate, la al treilea loc, la al treilea rând nu ai. N-ai nevoie. Au schimbat schimbătorul. Păi nu, nu mai e schimbătorul. E un ăsta, din ăsta. Da, ce selector. Da, și are și pachetul Crafted Clarity, ăla cu sticlă, știi? Ei zic că ar fi cristal la noi, e sticlă, știi? Și uite, suportul de pahare încălzite și răcite. Dar poți să le pui pe X5, pe X6, da? Că până la urmă mașina e la fel de lată ca un X5 și un X6, dar e mai lungă. Platforma e aceeași. Hai să mergem. Pe confort. Ce frumos pleacă. Da. Pleacă, pleacă. Dar mi-a fi plăcut totuși, uite, masaj. La mândă. Și eu cum ajung la el? Ce ai făcut, domnul? Popa. Da. Înainte să plecăm. Dă-și tu pe camere puțin și plimbă-te puțin cu ea pe camere prin parcare pe aici. Da. Că e impresionant și lucrul ăla de văzut la ea. Suspensie pneumatică, să poți să o cobori, să poți să o ridici. Și dacă vrei pe camere, ia uite-le. Ba. Ba. Da un pic. Mai mult trebuie să fie aia 3D, vizualizare 3D, da? Pe aici. Na. Bă. Cu alte jante. Na, poftim. Păi nu e bine că are alte jante. Uite, uite, de fel. Vezi, eu sunt mașarier acum, da? Da. Ia arată lui Robi pe aia cu datul cu spatele acum. Da, datul cu spatele, fii atent. Op, stai puțin. Fian. Ia. Deci dau cu fața. Da. Și fac așa. Hop. Mă duc în stânga, mă duc în dreapta. 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 Da? Așa. Și acum dau marșarier. Pornire sistem de plasare marșarier, fii atent. Observ butoanele verzi de pe. Și ăsta este traseul pe care l-am făcut eu cu fața. Și acum la iDrive 8 a ieșit traseul cu săgeți, ca la jocurile video. Urmează să-l găsești pe Pokémon. Am eu Harmar Kardon. Poți să spui și Bowser Miltins, mai costă vreo 5.000 ceva de euro în plus, dacă chiar vrei asta.
Și ne-am întors unde am plecat, ia uite. Bă, te duci înapoi în parcare? Da. Da, exact unde ai plecat. Și uite, mai are 21 de metri memorie, vezi? 20 de metri. Chiar le merge, n-ai ce să reproși. Dacă ești aproape, ți-a somn, te culci, că se duce ea singură. Da. Au renunțat la butoanele alea cu memorie, nu 8, da? De la 1 până la 8, a renunțat la ele. Poți să schimbi melodia de aici dacă vrei, dacă vrea pasagerul. Da? Climatizarea toată este în... Fai de cap, uite ce e acolo. Câte opțiuni de climatizare ai, te doare și mintea. Uite, slab. Volan slab, mediu, știi? Da. Plus, ai drive-up tu, ce mai vrei. L-am mai prezentat eu pe șeptarul nou. Dar e un pic complicat dacă e să mă întreb pe mine. E prea mare tu, cu mânuța aia mică, abia ajungi pe ele. Abia, adevărul e că mă întind ceva, știi? Și atât e pe navigațiune, să o punem. Unde e? Păi uite pe aici. Nav, map. Are asta e... Două în 3D. Bă, nici n-am apucat să o dea. Ia uite ce frumos. Apropo, știți, aceste ecrane sunt fabricate în România. Foarte bine, mă bucur. Deci suntem departe. Chiar suntem departe. Am ajuns mari. Am ajuns. Să trăiți domnul Mihai. Control. Domnul Preda. Schimb modurile de luat. Încă o dată, mă bucur că am filmat și o mașină ca asta. Sau că o filmăm la ea. Uite, când o treci pe sport, automat pernuțele te îmbracă mai mult. Sport, sport plus, individual. Să trece pe roșu tot. Cum au făcut șer. Lumini ambientale. Hai să mai vedem un pic pe ea. Ia zi, domnule, aici în spate. Nu mai zi, domnule, mă plimb, mai? Plac, mă plimb pe șoferul ăsta al meu, mare, mare. Ia dă-i, domnule, până la Sinaia. Domnul Popa, Sinaia. Vezi consumul înainte să pleci. Resetează. Ăla asta ți arată cu minus. O să fiți uimiți de consumul foarte scăzut al acestei mașini, raportat la greutatea ei și la volumul în mișcare și la puterea pe care o are. Interesant. Vezi? Că cum e motorul oprit de la căl pornim, mi-arată doar consumul instant. Dacă intrăm aici, la aplicații, la mașină, au schimbat cu totul și nu mai vezi unde este status automobil, probabil aici, nu. Aplicații... Da, bă, dar face prea multă mașina asta. Da. Live vehicle. Fie aici, nu o fi la live, pa. Deci la baie așa dă și un computer complex. Nu doar o mașină. Da. Uite, date de călătorie, da? Și acum, cum resetezi? Valori? Eu ce să lasă jos. Individual, da. Și acum dacă resetăm... Când ne arată? 11? Cât are? 11, l-am resetat. Ia, domne, hai, maschează-l și hai la treabă. Eu îl mascăm. Avem aici masaj. 1, 2. Memorie, da. Memorie. Bă, dar ce să mai caut eu defectele astea? Uite cum e pielea. Piele, piele, moale, moale. Aici chiar nu prea sunt defecte în mașina asta. Merino, piele bună. Nu prea ai ce defecte să-i găsești. Uite, dacă mă întreb pe mine, chiar găsi. Aoleu. Uite aici, vezi cum se vede? Mai sus, mai jos, mai, mai sus, sus, mai jos. Uite, dacă... Vezi? Da. Se nu știu, poate așa e de fabrică, poate așa au vrut să arate, dar... Bine, că să, trebuie să fii nebun să stai să uiți la chestiile astea. Fiind înconjurat de atâtea cristale pe aici, uite, ce frumos se vede. Butoane peste tot. Butoane. În curând nu o să mai fie, știi? Butoane la BMW-uri. Deloc. Cum nu mai avem la climatizare și cum nu mai avem scurtăturile 1.8. Nu mai avem limbile acolo în bord. Nu mai avem. Ia uite-l, bă, cum se vede, bă, de aici, bă, tot, în toată splendoarea. Bagă harta, papa. Pe ce? Pe ecranul cel mare. Pe majoritatea pe care îi cunosc eu și-au luat navigații pe la Passaturi, pe la Golf 5 și așa mai departe, pentru simplu fapt să vadă asta, navigația mare, ecranul cel mai mare. Dacă se poate să mai tai o țară în bord, să pui unul și mai mare decât ea am făcut. Oricum, generațiile următoare de mașini, credeți-mă, vor avea bord din ecran. Peste 5-10 ani, întreg bordul mașinii va fi doar ecran, nu vei mai avea altceva. O să vedeți. Mai ales la producătorii premium. Tot bordul va fi display. Chiar și fețele de uși. Pentru că, până la urmă, ecranele astea nu au un preț uriaș raportat la prețul mașinii. Adică un ecran din ăsta, să zicem că costă 1500 de euro, dar nu cred că costă chiar atât. E mult dezvoltarea softului și să-l faci să fie intuitiv și să-ți oferă ce vrei. Pe urmă e doar o chestiune de volum, pentru că mașinile astea, se vânzându-se în număr mare, automat vor fi și multe ecrane pentru ele. Dar va fi impresionant să călătorești într-o mașină care e numai ecran. Uite, poți să pui și harta dacă vrei. Poți să schimbi layout-ul, da, să fie așa. Dacă te poți să pui pe bune,
Asta chiar că trebuie o săptămână să ții, să stai să o cunoști pe toată. Da. Chiar da. Dar cum e suspensia la ea? Dar nu simți nimic. Și acum ai pe confort. Sincer, pe confort. Asta e mașină ce te îmbie să-i dai în gură, nu? E, în primul rând, e mare, e imensă. Și e așa, mașina de... uite cum se simți rătunci. Deloc. Deloc. Dar știi că este printre puținele BMW, bine, momentan n-am mers, n-am mers cu viteză. Îmi place să stau în ea în spate, pentru că primul este un loc uriaș, bine, și popa este departe de mine în față. Iar bancheta nu este tare, pentru că la marca asta, la foarte multe modele, avea o banchetă tare, inclusiv la seria 7. Uite-te, dacă te uiți la banchetă, pare subțire când te uiți de afară. Da. Ca și... ca grosime, nu pare o banchetă. Grosime, da. Dar e un bonetă de calitate și pielea e... e plăcut așa, știi când te așezi în ea, stai un pic, o simți așa, adică e genul ăla de mașină care te îmbracă cumva, o, îți dă un sentiment mișto așa de stat în ea. Ce să depășim 3000 de ture când nici nu ne apropiem de 2000? Nu ne apropiem de 1000 jumate. Interesant. Dar nu știu dacă mai e BMW-ul ce a fost cu toate ecranuțele astea, adică să ai turometru în săgeată, știi? Până în 3000 și după aia se duce iar în direcția opusă. Oricum, nu simți nimic. Asta e cu pachetem. Știi, nu se aude motorul ăla. Nu se aude nimic la 60 la oră, nu se aude nimic. Aud cheile astea care stau aici pe, da, pe banchetă. Dacă spui Apple CarPlay, Android Auto și mergi pe Google Maps, poți să spui harta de la Google Maps în bord. Asta e foarte mișto. Și la Android Auto la fel. Padelele sunt degeaba, că nu o să le folosească nimeni niciodată. Și efectiv plutești cu ea. Unul ca tine le folosește. Unul ca mine, da, dar nu există mulți ca mine. Și nu există mulți ca mine care sunt și X7. Să stăpânești sănătos. Bă, popa, dacă ți-a luat-o pe asta, ce să mai ești un om mare de adevărat. Ne bucurăm că te cunoaștem. Dai o pizza asta seară. Pace. Cum? Pace, mă, pace, ce să... Într-adevăr, sistemul de infotainment e super complicat. În clipul meu cu seria 7-le nou, l-am arătat pe tot. Dar au pus sistemul ăsta de pe șeptar pe bordul de generație trecută. Pentru că noile BMW-uri nu mai au atâtea butoane pe aici, e alt layout. Asta e mașina de generație trecută cu infotainmentul nou. WiDrive 8. Imens ecranul. Ai popa, dar din cunoștințele tale, a dat BMW vreo motivație pentru ce a făcut și X7-le ca model? X7-le pentru americani. Strict pentru americani. Pentru că existau americani care voiau o mașină mare, un BMW cu 7 locuri. Și ce să fac? Așa ceva. Toate X-urile de la 3 în sus sunt făcute în America, la Spartanburg. Pentru ei a fost făcută mașina. Și probabil pentru chinezi. Dar nu știu câți cumpără ei SUV-uri mai mult cu șeptarul sunt ei. Deci liniște totală în mașina asta, nimic. Prea multă liniște. Prea multă liniște, da. Poți să-ți mai iei 40 benzină, 40 diesel, cum e asta, poți să-ți iei M60i. Da. Era există eu? M60i, da. M Performance. MX7? Nu. X7M. X7 M60i. Nu există X, cum e X5M, spre exemplu. Știi? Aha. Schimba motorul, știi? Au luat un V8 de 4.4 cu 530 de cai putere, 750 Nm și au făcut alt V8 de 4.4 cu 530 de cai și 750 Nm, aceleași cifre. Și le-au numit din 50 în 60. A? Deci merge minte. Le merge minte, cum să nu. Schimb motorul cu totul, le pui aceleași cifre și pui M60 în loc de M50. Dar bine, i-au pus acest lucru, au făcut chestia asta pentru că motorul este S68, adică motor de M. Motorul e adevărat pe mașină normală. De asta l-au numit M60. Și pe care, în câte am înțeles, nu o să-l pună sau nu l-a pus încă pe X5 și pe X6 facelift. Doar pe X6M Competition. Și pe X5M Competition și nu mai există X5M și X6M, doar Competition. Că nu cumpăra nimeni X5M. Aleluia. Iar asta, uite, chestii astea super, denumiri de astea și super combinații de pe mine mă pierd. Eu consider că prea le-au 6.000, 8.000. Majoritatea se uită să o ia pe cea mai... Am întâlnit câțiva cu X5-uri modele mai noi să pună pe spate 5.000 de, da, 6.000, da, da, da. 100.000.
Se pare cea mai încordată mașină, dar roțile tot pe 18 sunt. Da, și... frânele tot mici. Da, dar să vadă din spate, domne. Și mai vopseștele și etrii albaști. Da. Dacă vreau să pui care... și bildele. Deci, asta, bravo. Le facem albaștri, dar să aibă și... Ai vreun acțibil de la cuiem să ripești? Am, bă, am, ce n-ai, bă. Deci, fii atât, mașina asta are 2,6 tone la gol. Mai pui și acolo, și o pui și... O pui și cu bagajele. Dar poți să-i adaugi widget-uri ca la telefoane. Și dacă vrei să... Bine, trebuie să te înveți cu ea, dar fii atât de aici, trebuie să te duci undeva. Nu mai, nici măcar nu mai au butonul de sisteme de asistență, ăla, scurtătura aia pentru butonul de sisteme de asistență. Și trebuie să umbli în mașină, să cauți, să găsești, pentru că aici, la pilotul automat, înainte puteai să setezi distanța față de mașina din față. Bă, nu mai poți. Trebuie să intri pe undeva pe aici și încă nu m-am jucat pe suficient de ecrane de genul ăsta ca să ne învăț pe din afară, cum se întâmplă la alte mașini. Sisteme de condus, da? Te duci la asistență șofer și ai siguranță și avertizări. Și undeva pe aici, probabil pe la deplasare, reglarea distanței. Deci câte trebuie să faci? Păi ce, le faci odată? Ia uite, și F10-le îți dă respect. Nu te claționează, nu te... Știi, când vede așa ceva. Mai stătea omul să mă admire spatele. Feedback prin volan, da. Și mai e o chestie. La siguranță și avertizări. Sau la parcare. Mai erau niște sete, doar minte. Aici la șasiu. EcoPro individual să ți le configurezi. Mult, mult mai complicat decât înainte. Dacă te duci pe EcoPro, poți să ai configurare EcoPro, te duci pe confort. E un singur mod și sportul e așa, știi? Totul cu design, cu chestii. Totuși cel mai bine mergi pe confort pe asta. Mihai, tu zici că stai bine în spate, nu? Bă, deci este printre puținele BMW-uri care stai bine în spate. Destul de plăcut la mers. Până acum nu m-am simțit deloc hurducănit, așa, știi? Uh-huh. Îmi place. Da, și scaunele sunt dar, moi. Pentru, dacă aș fi un român cu bani mulți, mi-aș lua mașini americane de genul ăsta. Păi, pentru că dacă mergem cu asta la București, mai găsim 7-8. Din astea noi nu. Cât durează? Câteva săptămâni. Tu știi că când s-a lansat seria 7 în Dubai, în Craiova se parca deja. Da. Și uite, primul X7 de pe YouTube-ul românesc, în Craiova. Păi, bravo, exact. Se simte că e mare, adică n-ai cum să-i ascunzi faptul că e mare și grea, e înaltă. Și faptul că are suspensie pneumatică și din asta confortabilă, da. Mai simte, mai bălângă un pic, dar au făcut un sistem la ea, astfel încât să nu te bălângăne așa, ăla de bare stabilizatoare active. Ca să nu te mai bălângăne așa, știi, când mergi cu mașina, să nu te mai bălângăne așa cu capul, cum se întâmplă la mașinile mari și moi, să faci așa, la fiecare denivelare. Sunt curios dacă a mers chestia asta, sau dacă e doar așa un gimmick. Dar uite, nu știu, că nici nu simți, mă, nici nu simți nimic. Asistentul de bandă merge, dar nu-ți mai vibrează violent așa. Bă, săracule, treci pe banda ta, nu. Te anunță. Ia uite ceață ce lăsă omul aici. Bună seara, domn doctor, știi? Vedeți că ați depășit banda. Vă rog frumos înapoi pe bandă, știi? Și tu zici, desigur, sau zici nu. Pedala de accelerație e moale. Uite, pedala de frână e bună. Exact cum trebuie. Apeși un pic, se întărește și după aia, cu cât apeși mai tare, prinde 245, consumă puțin. Abia aștept să vedeți consum. Uite, poți să dezactivezi airbag-ul pasagerului de pe ecran. Da? Poți să dezactivezi de pe ecran. Ia uite cât sunt ăștia de interesante. Sunt de mâncă. Dai stânga, dreapta și dai sus, jos. Schimbă poziția toate. Toate. Bă. Da, interesant. De exemplu, la șeptarul nou, nu ai țâță de mâță din asta, știi? Și uite, vezi, e totul, că fi plastic, dar e textura din asta, răzătoare. Foarte ok. Torpedoul e mare? Nu știu, e ceva în el. Și fii atent. Da, este. Pupa. E mare, da. Ce pupa, prea mare mașina, n-ai loc? Da, n-am loc, dar hai să nu risc. Parfumel aici? Parfumel, dacă vrei, da. Am băgat la un X6 M Competition. Parfumul, știi? Așa? Sunt două parfumele din alea, desfaci capacul, le pui într-un anumit fel și le activezi după aia din infotainment. E lumini ambientale, interior iluminat, da? Ambient. Ia să vedem culorile, da? Lumină de fundal, lumină accent, știi? Și poți să selectezi tu cât de luminoase le vrei.
mulți volan, feedback în volan, feedback prin volan. Adică luminile de, de astea. O să le selectezi. Impuls volan, ia să vedem. Asistență, traseu și intersecție. Deci treci din, din lumini, da? Treci la sisteme de asistență. Nu știu, mi se pare un pic cam complicat. Ia să vedem culorile, da? În principiu sunt cam... Ba nu le-au schimbat. Nu mai sunt ca la iDrive 7. Uite câte sunt. Da? Fildeș, citrin, aur, lămâie. Da mă, ia, vrei lămâie? Nu. Uite lămâie. Ia uite. Smarald, turcoaz, perlă, azur, ocean, indigo era, lavandă, flamingo. Uite, flamingo, îmi place la nebunie. Da. Dom'le, ce frumos este. Papaya. Papaya, adică portocaliu, știi, mare McLaren în Formula 1. Coral, roze. Ce mă, numai e roz, mov și alte culori, știi? Apropo, dar e limba română chiar. Păi nu vezi că scrie culoare? Ah, bravo, da. Mila ambientală. Limba română, făcute la noi. Mișto. Păi da, asta era fi interesant să fie făcut, că e făcut la noi, dar să fie, să nu aibă limba română. De bine că are limba română. Nu, are, are. BMW a avut limba română și are mulți clienți în România. Adică... Nu, adică mi se pare mega nasol să-ți cumperi o mașină premium și să nu ai limba ta, știi? Dar uite o chestie. Avem pe aici pe sus cu albastru. Ai și notificări, BMW ID, scurtăturile. Dar dacă tu te duci, și asta e ciudat, să zicem că vrei să umbli prin... Uite, vezi ce complicat e. Te duci aici, în la hard, încă o dată la meniu, și vrei să te duci de sus până jos, da? Nu poți să dai în jos, vezi? Trebuie să te miști așa cu rotița, știi? Dacă mă întrebi pe mine, mi se pare... prea multă informație în sistemul multimedia. E prea multă, trebuia oarecum compactată cumva. Plus încă o chestie, observ că te lasă în timpul mersului să umbli în absolut orice. Da. La telefon n-ai voie să umbli în timpul mersului. Da, la astea ai. La astea ai, știi? Adică s-ar putea ca să-ți distragă un pic atenția și numai atenția vizuală, cât și atenția, intelectul, să bă, stai cum ajung dicolo, colo, dicolo, colo, știi? Și să te rupă complet de mersul mașinii. Afișare, reglaje scaunul, uite, dacă îți reglezi scaunul, îți apare și aici. Îți apare, dar să nu se umfle asta încolo. Bucata asta e imposibil, ba, da, nu știu de unde. Bă, îmi place că în spate sunt două USB-uri pe scaunul de la șofer. Ia de Robi puțin. Arată să... Ia, domnule. Cu... Și pot fi mascate, uite, pac. În fiecare scaun, probabil că și la cel din dreapta, sunt, da. Și două pe consola centrală, adică avem 6 device-uri și în spate sunt 5 locuri. Ia uite, domnule, și mi-a prescris doctorul să ridic tătiera din buton. Ți-a dor de X5-ul tău, nu? Da. Unde făcea același lucru. 2006. Ia acolo. Deci noi n-am depășit 2500 de ture până acum. Nu am depășit 2500 de ture până acum. N-ai nevoie. N-ai nevoie. Dar oricum, indicatoarele tot pe stil vechi au rămas, știi? Tot fază lungă automată și board computer aici, știi? Deci la aici nu vreau să mă dau cu padele. Nu vreau, uite, schimbă la 2400 de ture în urcare, știi, de confort. Motorul ăsta are cuplu suficient, deci 200 Nm doar de la motorașul electric, știi? Uite, mi-a retrogradat frumos, de 2600 s-a dus. Nu se duce în 3000, ce mi-a zis proprietarul, bă, nu depăși 3000, că ce să depășesc, că depășesc toate mașinile de pe drumul ăsta fără să depășesc. Ca să depășești 3000 de sute dai pe manual, dar vezi că cred că n-am pus ceva bine în portbagaj, gen cârligele. Ălea așa stau ele. Nu, ălea așa stau ele, da. Și așa le auzi în fiecare viraj? Da. Dacă nu, le iei să le bagi... Le auzi, dar le auzi... Mergi cu ele înfiletate. Din alt cod poștal. Luminozitate pe timpul nopții la display-ul central. Ai și head-up display. Da, dar e prea... Display-ul e prea jos pentru un proprietar ceva mai înalt, știi? Și, oricum, volanul e cam deconectat de puntea față. Dar dacă îl învârți, mașina se mișcă, știi? N-ai stresul ăsta. Hai că astăzi avuserăm o zi așa cu tot felul de mașini. Da. Care v-a plăcut cel mai mult? Șaranul. Sau ce? Turanul. Păi de capul meu. Mie Giulia, dar și asta e fenomenală. Mie, dintre toate, știi care mi-a plăcut cel mai mult? Mm. Micul Suzuki. Pentru că mi se pare cea mai accesibilă. Da. Și dătătoare de senzații. E mai rară decât X7-ul ăsta. Ce? Suzuki Baleno. Bă, vorbesc serios? Pe câte ai mai văzut? Ce treabă mă interesează pe mine de Suzuki? Uite, 2000 jumate, deci fie de la 2000 jumate schimbă indiferent. Acum 2400. 2500, deci la 2500. Eu nu accelerez, adică nu vă imaginați că îi dau. Dar noi urcăm în viteză, da?
Și spuneți-vă dacă se aude ceva. Un pic de oglinz. Se aude vânt. Da, dar și bate vânt. Început să bată. Bă, da. Se aud ăștia, pe bune. Se aud. Oglinzile chiar se aud. Da, și oglinzile nu sunt foarte mari, știi? Și știi de ce sunt montate atât de ieșit în afară? Că acum au pus și pe M60 au pus oglinzile alea de M, știi? Decupate. Da. Și de asta le-au pus în exterior. Oricum, vezi bine în ele. Vezi bine, bine în ele. Spune dacă are night vision pe ea. La așteptare ai și cameră în față și practic vezi camera din față prin tablou de bord. Kiss FM Craiova. Silenciozitate completă. Scuze dacă are, dar nu cred că are. Direcția pe puntea spate. Are mai reduce de la 13 metri. Ia pornește camerele iar. Ce îmi face manevra asta. Ia să vedem cum așa. Ia așa. Ha, ce tare. Se văd gunoaiele. Se văd. Se văd, se vede tot. Haide, așa sau invers, ca să se vadă. Dă-i de sus, nu. De sus 3D. 3D, ca să vedem când întoarce. Ia să te care și perspectivă panoramică. Care asta? A, nu. Mai mult 3D. Sau, uite, la spălătorie, știi? Ce tare. Hai 3D. Vizualizare 3D și îi dăm din față, din bot. Gata. Vezi că vine mașina. Da, așa. Da, știu. Dacă vrei să vezi dacă atingem peretele... Păi acolo vreau să vedem exact față de... Oricum, asta nu va întoarce dintr-o mișcare. Zici? Păi nu, n-a întors nici șasele. Hai să treacă toată lumea. Da, trebuie să fie atent. Ia, spate. Dacă semnalizăm. În față nu se... A, semnalizează doar aici. Aici, dar aici nu. Dar dacă dăm pe spate, uite, la camera din spate, se vede, știi? Și dacă dăm flash-uri, se vede. Se dă și flash-uri. Păi, treaba asta, știi, Mihai, că aveam la navigația de amateur la ieșin. Știu, păi asta e o chestie electronică. Ceva citește da, canul mașinii. Bă, ți-a ochi. Bă. Ce se întoarcă, bă, că e 80 de lat. Mare rău, bă. Mare 3, rău. 3,1 metri doar amfatamentul, 5,2 metri toată mașina. E lată de 2 metri, e lată cât un aventador. Atât de lată e. Fără oglinzi, deci nu vorbim de oglinzi. E super, bă. Ia. Tot n-a schimbat în 3000, fii atent. 2800. Tot n-a schimbat între 2800. Ce frumos se aude. Se aude frumos 6 linii. Și vezi că nu bagă sunet în boxe. Și dacă îi dăm pe sport, ia să mă pe sport. Pe sport, sport plus. Nu se aude în boxe. Dar uite ce roșu s-a făcut totul. Ce frumos. Să știi că la pedală nu e mare diferență. 2000 și un pic pe sport plus. Tot jos o schimbă și acolo, că nu te-o ține. Tacti. Nu simți viteza în ea, n-ai niciun stres cu ea. E... Într-adevăr, o mașină... Cu bune și cu rele, să zicem așa. Uite, am trecut-o iar pe confort, lumina ambientală s-a dus iar pe albastru. Super silențioasă așa. Și observăm că gurile de ventilație astea din centru sunt mascate, vezi? Eu nu-ți dai seama, nu sunt, vezi? Păi aici. Da. Aici? Suflu pe găurile mici. Da. Dar îți dai impresia că nu are. Îți dai impresia că nu are, da. Merge mintea. Acum, nu știu ce zice lumea, că vezi tu, trebuie să integreze în bord tableta, să fie mai frumos, așa, să nu fie ca și când, vezi că e montată pe niște suporti din astea. Și scrie BMW aici, parcă, nu? Scrie airbag. Scrie BMW. Scrie airbag? Da. O să vedeți că... Aici. Da, acolo, airbag. Aici scrie airbag. Da. Păi acolo e airbag-ul tău. Păi acolo? Da. Pe acolo iasă. Că acolo n-ai. Da, pe acolo iasă. Oricum, eu sunt fer convins că... Nu ieși din colțul ăsta, ce-i? Că BMW va fi primul producător care va avea bordul din ecran, următoarele generații. Știi că airbag scrie de unde iese? Păi la asta iasă de sub ăștia de aici, pac. Nu iese pe aici airbag-ul. Nu iese pe acolo, da, dar iese din zona asta. Din zona asta, pe aici, pe păi sub, da, se rupe plafonul cu au scris aici. Ca să nu mai scrie pe piele asta. Ca să nu mai scrie pe piele. Că era greu dacă îmbraci bordul în piele la
ăștia te îmbracă bordă după ce sar, le era greu să facă scrisul ăsta cu elbe. Și așa au căzut de comun acord, a sunat la fabrică și a zis, domnule, nu mai scrie țărbe ca aici pe piele, că noi nu putem să scriem. Tare asta. Bă, dar surprinzător de agilă, să știi, volanul ușor. Într-adevăr, o simți că e mare, o simți că e înaltă, dar e fără efort. Asta, dacă mergi pe ea prin București, e coșmar. E și tu cu ea sus. De fapt, ești pe la jumate. Se da. Poate... Mai sus, da. Mai, sau mai jos. Sau mai jos. Păi da, dar nu contează. Da. Păi dacă o lași mai jos, automat, nu că e mai... Pare un pic mai sportivă. Știi că la viteze la mari se... Coboară singură. Curios la asta când îi dai racheta și ori cu ea, mergi cu ea sus, pleci tare, începe să lase și începe dintr-o dată să aprinde suspension fault. Doamne ferește. Bă, Luci, tu de care e suspensia pe BMW? Am pachetul suspension fault. Dar apropo, în afară de modul ăla bounce de la Mercedes, alt producător mai au din mod din ăla? Nu. Range-ul nu au? Nu. Nici Nissan-ul, nimic? Nimic, nimic. Singura mașină care are bounce-ul ăla așa. Și ăla e până la, nu știu, până la 15 km pe oră. Pe ăla ca să te scoți din nisip. Ca să te scoți din nisip, dar lumea îl folosește pe post de, știi, ar vrea să... Ar fi interesant de prins una cu aia. Una din aia, da, să mergem așa la relantic, în frantă, să face pe stradă așa. Am fi. Pe ce mașini, pe ce modele sunt? GLS. GLS și GLE, dar GLE-urile doar alea cu motor mare, 580, 600. Pentru Emirate. Și pentru americani. Unde nu mergem noi, măi, frate. Ia uite. Bă, să-i facem alea în portbagajul omului. Păi, ce să le faci dacă noi, așa le... Noi nu ne-am umblat la ele, știi? Doar le băgăm într-o plasă, în ceva. Dar cum să vin așa de fabrică? Incredibil. Poate că trebuiau fixate de către reprezentanță la PDI, la Pre-Delivery Inspection, și n-au fost. Sau poate, ținând cont că a pus roată de rezervă, dar n-avea cum să nu le facă un loc special. Da. Probabil că au uitat să le fixeze. Că ele, eu nu cred că ele vin în, sau vin în mașină. Dar nu crezi că vin separat? Nu? Într-o cutie. Sau, da. Vin și... Știi, trus american oricum vine, știi? S-ar putea ca... Astea să fie puse după, știi? Ia, domne, cum se mai prezintă podul ăsta pe aici? E nou, domne, ce să ca nou. Atent că e... Să știi că ăsta se simte un pic ca plastic, așa. Dar nu e lemnul ăsta niciodată. Păi nu, nu, da. Da. Bați în el și, știi, te... Sună. Sună, știi? Te zice de pe partea aia, dar cine e, știi? Cine? Cine? X7. Tușă. X7. Cum stai, domnule? Mai vrei să mergem? Hai pe la nea pe unde? Nu. Cu asta? Ce-o cu hamul? Deci, să știi că, până la urmă, e impresionantă tehnologia asta germană, când mașina asta este dusă la extrem. Sper adică să vezi șeptarul nou, e, cum, e cumva un mod de a arăta tuturor, noi putem și voi nu. Însă, dar să știi că pe partea asta de confort interior, lux, chiar și display-urile astea, unități multimedia uriașe, am văzut mașini astea americane de ultimă generație, de după 2021-2022, au și ei în monștrii aia uriași au genul ăsta. Și cred că și pielea, și scaunele, și confortul e wow. Probabil că nu vor avea dinamica și mersul și tehnologia de mers a uneia ca astea, ca asta, dar, până la urmă, cu mașina asta nu vrei să alergi, că nu are rost să alergi cu un X7. Nu e o seria 3, nu e o seria 5. Știi, cu asta chiar vrei să mergi în siguranță, înconjurat de tehnologie și așa mai departe. Dar la seria 7 ecranul ăla decade de sus, nu? Da. Tot ăsta, adică. Da, e ecranul ca... costă vreo, nu știu, 10.000-9.000 de euro, cam așa. Hai de cap, cât o seria 3. Cât o seria 3, da. Și eu am văzut mașina. Se văd că am urât șinele sus acolo, știi? Ele pus, stă, se văd șinele, vezi că sunt niște șine care se văd, se pare... Noi, ca ecranele astea să prindă, trebuie integrate perfect în mașină. Ori în bord, ori în scaune, ori în montanți, ori în fețele de uși. Nu pus așa, știi? Dar mai avem până acolo, 5-10 ani, exact ce ziceam, următoarea generație. Să rămână clipul ăsta pe YouTube, să vedem dacă așa va fi. O să rămână, dacă nu moare YouTube-ul... Doamne ferește! Da. La seria 3 am criticat butoanele alea 8 care au dispărut, le critic și acum. Am criticat lipsa butonului de sisteme de asistență, îl critic. Distanța la pilot automat, o critic. Da. În rest... Mai pot să fac un trage pe mijloc să-i dăm o col cu luminile. Hai consumul, ce ziceți? 7. 7? Chiar sub 7. Eu zic că 5, 4, vezi? Ai, domnule, că e 3 tone cu noi în ea. Sub 7 e popa. Ia.
Oricum trebuie să dai pizza indiferent cât e consum. Iar mai intru. Mamă, până ajungi unde e consumul. Da. Mai consumă. La. Despre. Despre la nu. Vehicle. 9-1. Aplicații 9-1. Mă, ce ai, bă? Numărul ăsta e pe valori din fabrică, nu. Da. De la individual. O 4. O 4. Ăsta e. O 4. Ok. Am urcat, am coborât. Oricum, proprietarul a făcut un lucru, a văzut cea cu ea, 7-1 la pom. E bine. Îmi place că mașina e aceeași culoare, doar că jantele nu sunt aceeași culoare. Hai să vedem cum e cu luminile pe afară. Trebuie să ne gândim cum ne facem pe la mașini chestii de astea. Ne facem, domnule, să fac orice. Am arătat soft close. Asta era ultima, e imposibil să nu aibă. Uite, băi, tăia mâna. Mi-a tăiat mâna. Uite mâna. Mi-a tăiat mâna. Ce faci pe pară, măsă, genușă? Flanelul. Mi-a tăiat mâna. Ce să mai, hai fă încheierea și hai să o luăm din loc. Păi stai să văd și o mașină. A, da, hai să vedem spatele mai bine, tu du-te în față. Și tu când vii în spate, ne ducem noi în față. Bă, ce frumos. Ia. Plecași cu cheia. Plecai cu cheia. Vezi, te anunț, se strigă după tine, bă, vină înapoi. Luci, Luci! Fă cu mâna la cameră. Domnule. Hai, Popa, spune poezia. Urcă-te. Ia uite ce frumos să văd pe aici ale albastre. Dă-te. Care? Prinde. Deci fii atent, nu se deschide. La niciuna nu se deschide de tot. La X5 mi s-a deschis. De tot? De tot. Da, ia să-mi. Ia, bă, ia. Uhu, să ia ăla, ăsta înaintea lui. Hai la grila iluminată, să facem altru. Hai. Bagă-te printre elemente. Și vorbește-le din spate. Ia, Popa, hai. Zi poezia aici, hai să ne stăm jos așa la nivelul grilii. Hai să-mi iau și un microfon. Oh. Acesta, doamnelor și domnilor, a fost noul BMW X7 Life Cycle Impulse, adică facelift, asta înseamnă. A fost o zi cu 4-5 filmări, am reușit să o facem și pe asta. Ne auzim în comentarii, spuneți voi dacă v-a plăcut, dacă vă place, ce părere aveți voi despre noul BMW X7. Abonați-vă la Mihai Popescu, Automasterchef, și mulțumiți-i lui domnul Robert Preda, care are amabilitatea să filmeze cu noi într-o zi de duminică. Da? BMW X7, 138.000 de euro. Merită sau nu merită? Da. Merită. Tot timpul mașina asta merită bani. Dar din nou, pentru cine are banii ăștia, sunt și alte opțiuni. GLS-ul. Asta e peste GLS, vă spun clar de acum. Modelele americane. Lasă-mă pe la americane. Ce se vinde și la noi, lasă. Asta e peste GLS, vă spun de acum. Și ce mai e, se bate și cu Range Rover-ul, da? Cu nou Range Rover. Ăla e ok. E ok și ăla, știi? Dar parcă e un pic mai închegat asta, dacă e să mă întrebați pe mine. Și eu am loc sub ea, adică efectiv am loc hai sub... Hai să dai o pizza, lasă vrăjala, hai! Hai să dăm o pizza și mulțumim proprietarului. Să dăm o pizza, nu, rectifică. Să o stăpânească sănătos. Rectifică, îi mulțumim că ne-a pus la disperare, dar rectifică. Și data viitoare... Mai spune încă o dată. Ce să spun? Mergem să... Mergem să dau o pizza. Aleluia! Și... Da, următoarea mașină să fie... Cullinan. A avut X5, X7, urmează Rolls-Royce Cullinan, din aceeași da, familie, da? Da. Deci asta este. Gata, ne vedem cu bine. Ce mic sau mare? Gata. Hai. Pa! Pa, pa! Da, la bună, salutări!